Vreau să vă spun că Lahiat înseamnă acasă la Stehaia, cu neamurile, cu toată lumea. Da. Să mă duc să văd ce face mama aici. Că... Ce faci, mama, acolo? Ce faci? Fac șapa să fac rond. Unde faci rond? Unde? Am buruienele din rond. Care rond? Cred că rondul de la poartă. Hai să vedem ce facem. Ce-am făcut acolo. Ce faci? Ia uite acasă aici cu șata, nu mai pot cu șata asta. Cu șata, ce păi cum, la cum, cum e la voi? Cum, ce-am mai făcut astăzi? Păi, ce să facem? Am făcut de mâncare, am făcut tot ce trebuie, curățenie, spălare. Așa e la șata. Așa e la șata. Să faci curățenie, să faci treabă, să gătești. Da, și voi unde ați plecat acum? Până la magazin. Da? Să ne luăm niște drojdie, să facem niște gogoșele. Ah, păi bine că faceți de casă. De casă, la București noi am cumpărat făcute. Păi vezi, de voi dați 30 de lei da. Pe o castirulă din aia. Da. Noi facem mult cu igien. Bine faceți, mă bucur. Doamne, ați văzut ce face șeadă? Ați văzut că am venit să văd cum a făcut... Mama a pus pe Ion să urpe un om, i-a făcut rondul și s-a rupt sapa, așa cum face sapa. Ce să spun, vedeți cum era așa? Hai să văd ce mai face rondul. Că vrea să voxească gardul acum. Că ia uite cum s-a făcut voxeul ăla. Ce face acum? Vrei să voxezi și gardul și rondul? Ce face? Vorbește cu oameni, să aducă, să facă toate. Ați văzut cum e șata? Cum e să poartă? Cum găsesc prietenii, cunoștințele, neamurile la șată? Așa e. Trăi pe stradă, vorbești cu ei și dacă faci ceva rău, te acuză, vezi că n-ai făcut bine, vezi că e așa, vezi că nu e așa, vezi că... Nu știu, nu mă așa fac. Ia uite Alex ce face. Ce face Alex? Stai că vin să te întreb și eu ceva, Alex. Ia zi tu, cum e la șatra asta? Că mie nu-mi place deloc acasă. O să plec la București, la Mihaela. Vrei și la Alin? Fac ceva ce nu vreau să arăt. Ce faci? Tu uite acum. Nu vreau să fac patroana. Am fost afară la patroana și ce face? Face ronturile, iau. Gardul vor să știa. Nu mă înțeleg cu ea deloc. Ar trebui să vorbesc cu o firmă, să facă gardul, să facă ronturile. Hai stai liniștit, Alex, aici, da? Joacă-te la laptop. La jocurile tale. Da, Leonardo. Ce? Leonardo? Ce ai făcut? A, s-a dus la încă.
Așa strigă Leonardo când o caută pe Anca prin casă. O sună. O sună la telefon și o caută prin casă. Ce să spun, nu mai pot, nu mai rezist aici când mă văd singură și fratele meu nu e acasă. Sunt distrusă. Să mă lupt cu toată șatra, cu tot neamul lui Tommy, cu Tommy. I-am făcut reclamații. Când o să vină, cred că le-a poliția ce bagă la arest. Pentru că Tom amenință, sună și pe sorul meu și pe mama, le amenință pe toți. Nu știu din ce cauză a luat-o razna și a făcut depresia asta, cred că de la atâta pușcărie, că a făcut vreo 7 ani de pușcărie, Tommy. Și nu mai are mentalitatea aia, nu mai judecă. Și înainte să intre la pușcărie avea depresie, pentru că se încerta cu mine, spărgea prin casă, bătea pe pindea când era mai mic cu cureaua. Urla, zbera, drăcuia prin curte, prin casă, era violent. N-ai cu cine, eu aș vrea să vorbesc cu Tommy amiabil, să mă înțeleg cu el amiabil. Nu, el zbeară, urlă, mă amenință că mă omoară. Dar de ce nu știu? De ce mă omoară? Că i-am făcut 2 copii, că mi-a mâncat 500.000 de euro, că i-am făcut case și avere, că l-am pus la rândul lumii și după aia el a vrut să facă el să fie șef pe viața mea și pe viața copiilor mei. Se recomandă să facă legea țigănească cum e a lui. Păi noi suntem altfel, noi suntem altă tradiție, adică noi ne-am învățat să fim liberi, să nu ne stresăm, să nu zberăm, să vorbim, să ne înțelegem. Ca oameni am început să fim mai credincioși, mai iertători, mai să iertăm, să credem lumea, să ajutăm lumea, nu să vorbim de rău la cineva, nu vrem să vorbim rău. Dar el vrea să vorbească de rău de noi, vrea să ne distrugă pe noi, să ne omoară, să nu ne vadă. Păi de ce? Ai mai văzut așa ceva voi, fanilor și prietenilor? Dacă te însori cu o menajeră, trebuie să-ți omori nevasta și copiii, să răgonești din casă? Nu e ceva normal ce vrea el să facă cu noi. El vrea să ne distrugă pe noi, s-a luat după gura șatrei, după neamurile lui, după surorile lui. Păi Dumnezeu vede și la surorile lui și la copiii lui surorile să fugă și ei din casă, cum a gonit Tommy pe copiii mei din casă și pe nora mea, pe Darius. Să pleacă și copiii lor, că dacă l-au învățat pe Tommy și l-au învățat să stă cu menajera în casa mea, ei, dacă vrea să învață de bine, trebuia să-i spună lui Tommy, stai cu menajera la Cluj, acolo unde ești, și copiii să stă acasă și lor așa ne pot. Că e casa lor, nu? Eu am muncit pentru copiii mei, pentru nepoții mei, nu pentru menajeră. Nu pentru menajeră. Cum a muncit tatăl meu, a muncit aici, e casa lui fratele meu, care a muncit tata pentru el, pentru că să aibă copii, să aibă nepoții, Alina, Albina, ați văzut? A pus pe numele lui Anca pentru că are copii, nepoții, moștenitori. Din cauza asta. Dar Tommy nu înțelege care e viața. El face legea singur. Păi de unde? Crede că e la pușcărie aici? Crede că e la pușcărie și ne amenință și ăla. Tot ne amenință, nu mai scap de gura lui. Nu mai scap, nu mai am liniște. Păi de ce să nu mai am liniște? Din cauza lui? O să vină fratele meu acasă, Leo, și o să facă judecată țigănească, să vadă Tommy cine are dreptate și cine nu are. Da. Cine să crede el, Tommy? Este un ratat, este un terminat, un țăran care a fost la țară și l-am adus la oraș, care l-am luat genere în casă, care mi-a cumpărat mama casa aia. Și am făcut o casă și alt salon pe bani de la fratele meu, de la mama. El a fost un șofer, conducea mașina. Când mă duceam eu să zic să facem o afacere, făceam cu banii de la mama. Îmi cheltuia banii, mă mințea că face afaceri, cheltuia banii cu femeile. Se ducea cu femeile la hotel și zicea că pleacă la afaceri.
Se ducea cu prietenii lui, mă mințea, dăm 100 de mii de euro că fac afaceri. Îi dădeam 50 de mii de euro, se ducea să facă afaceri și le cheltuia cu Gogu Piticu, cu Bill, cu Bumbacu, cu prietenii lui, cu ăștia care s-au ridicat pe banii mei, care au făcut căși, averuri pe banii mei, afaceri au făcut pe banii mei, dar Dumnezeu să le vadă la toți, care nu-i spune lui Tommy să mă scap de menajera, nu spune, băi, lasă-mă menajera în pace, ai grijă de copiii tăi, de casa ta, de nepoții tăi. Dumnezeu să le vadă că vede mesajul ăsta și nu mă bagă niciunul în seama cu... Nu vorbește cu Tommy, nu sună, nu nimic, nu le interesează. Dumnezeu să le vadă care mi-au cheltuit bani și au făcut căști pe banii mei. Am băgat banii la afaceri pentru ei, că ei nu aveau bani, erau săraci. Și le-am băgat galbeni, sute de galbeni le dădeam să facă afaceri cu Tommy și investeau banii mei în afacerile lor și îl înșelau pe Tommy și făceau ei căști. Să rămână și căștile lor cum a rămas a mea, singură. Fără nepoți, fără copii, că le-a gonit Tommy și ei nu le interesează să spună lui Tommy nimic. Zice că eu sunt de vină. De ce sunt de vină? Că i-am dat prea mulți bani, că i-am dat prea mulți galbeni și i-am dat voie să facă afaceri cu tot neamul lui și cu toți prietenii lui care m-au distrus, care mi-au furat galbenii tata lui și sora lui și fratele lui. Mi-au luat galbeni, 200 de galbeni. Păi Dumnezeu le vede, niciodată nu-i târziu. Aștept răsplata de la Dumnezeu. Tot binele care l-am făcut să-mi ajute Dumnezeu sănătate la copiii mei. Și Dumnezeu să vadă la ăștia care mi-au mâncat averea și banii. De-au distrus copiii mei. Vă mulțumesc mult pentru că mă ascultați. Și Dumnezeu să vă dă sănătate la copiii voștri care sunteți prietenii mei, fanii mei, cunoștințele. Vă dă Dumnezeu sănătate și vă aștept de Sfânta Maria aici la Stehaia. Cine vreți să veniți că facem praznicul lui fratele meu, lui mama și al meu. Și Dumnezeu să vă ajute. Amin.